porțiune de teren de la hotarul la două gospodării din satul Băcioi, municipiul Chișinău, a devenit mărul discordiei între vecini. Oamenii s-au luat la ceartă după ce unul dintre ei a început să-și facă un gard din beton, iar celălalt îl acuză că o parte din construcție este făcută pe pământul care îi aparține. În timp ce ambii spun că dețin documentele necesare, care confirmă că au dreptate, poliția din sat le-a sugerat să meargă în instanța de judecată pentru a afla adevărul. Documentele toate respective. Valentina Croitoru și mama acesteia susțin că vecinul lor, Andrei Șalar, care este tatăl primarului din localitate, Vitale Șalar, i-ar fi luat abuziv o porțiune din terenul care le aparține și vrea să-și construiască un gard din beton. Se fac aici la... să facă gard și mult au trecut în partea asta și el spune că el e drept și el e drept. Da, el o să fac fără nimic, ea ca nicât încă mama dădea una aici, stăpână. La asta i-am spus, dacă vrei să-ți faci gard, lasă-l pe eu aici și tu fă-ți aici. Da, 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 cum îți place? Parile. Ei singuri mi-au luat țetca, ei singuri mi-au luat parii de aici și eu trântit ea ca acolo aia. Dar mie nu-i trebuie gard de aici, măi, om bun, cum să spun. Nu-i trebuie de aici, mai trebuie o leacă de aer în hărmanul ăsta. Da. Nu-i trebuie mănăstirii gâșpărc și... Pe de altă parte, Andrei Șalar spune că el este cel care are dreptate, iar gardul din beton pe care și-l face este amplasat pe terenul său. Scandalul provocat însă de vecini ar fi la comanda unor consilieri socialiști, care vor să ponegrească imaginea lui și a fiului său, Vitale Șalar, care este primarul satului. Iată, aici sunt măsurierile care confirmă faptul că cât are de la un punct până la altul. Și exact mă încadrez legal în teritoriu. Ei sunt influențați de către doi consilieri de la Partidul Socialist sub numele Gortolomei Viorel și Țurea Victoria. Pentru a aplana scandalul iscat între cei doi vecini la fața locului a venit și poliția. Cum am prezentat actul? Eu de fata am nevoie, n-am nevoie de eu mențin ordinea publică. Mă adresați în instanță de judecat și acolo vă lămuriți toate întrebările date. Contactați telefonic, consilierii socialiști din Băcioi, Viorel Gortolomei și Victoria Țurea, au respins acuzațiile ce li se aduc.